și dacă nu faci o igienă corectă la nivelul nasului, poți să ai surpriza că mucișorii, secrețiile din nas, să urce la nivelul ochilor și să pornești o conjunctivită. Această diferență între cei doi ochi poate să creeze în timp un dezechilibru și la creier să ajungă informație greșită, mult greșită, de la ochiul cu dioptrie mare și ochiul acela să fie leneș. Această diferență între cei doi ochi poate să creeze în timp un dezechilibru și la creier să ajungă informație greșită, mult greșită, de la ochiul cu dioptrie mare și ochiul acela să fie leneș. În cazul în care bănuim, nu știu, o substanță străină în ochi sau un corp străin în ochi, e ceva ce putem să facem până când ajungem la spital? Și ochiul se vindecă foarte ușor. Băiețelul despre care ți-am povestit, în câteva zile, maxim o săptămână, sub tratament corespunzător, nu mai avea aproape nimic la nivelul ochiului. Bine ați venit la un nou episod ABC de Pedia. Eu sunt Roxana Hristianovici, medic specialist pediatru, și astăzi discutăm despre afecțiuni comune, dar și urgențe în oftalmologia pediatrică. O am alături de mine pe doamna dr. Roxana Cozubaș, medic specialist oftalmologie. Bună, Roxana, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Roxana, vreau să intrăm direct în priză și să discutăm despre urgențele în oftalmologia pediatrică, adică când luăm copilul pe sus și fugim cu el la camera de gardă, care sunt cele mai comune urgențe? Din păcate, avem și astfel de cazuri în care se impune o vizită de urgență la spitalul de urgențe oftalmologice, fiind singurul loc unde putem să ducem un copil zi, noapte, nu contează, mai ales în momentul în care avem suspiciunea că exista un corp străin la nivelul ochiului. Fie că vorbim de un traumatism și a dat cu ceva în ochi, un creion, o carte, o jucărie, fie că vorbim efectiv de o joacă inocentă, între ghilimele, cu nisip, în care copilul s-a trezit că îl doare unul dintre ochi și că are ceva senzație de iritație, iar brusc și dintr-o dată îl vezi că nu mai este capabil să mai facă nimic, plânge, îl doare, stă cu mânuțele la ochișori, stă cu ochii închiși, nu mai suportă lumina. Acestea sunt cazuri în care trebuie neapărat să ajungem cu el la urgențe. Ok. Ce facem până când ajungem la urgență? Care sunt măsurile pe care părintele poate să le ia în siguranță acasă în cazul în care bănuim, nu știu, o substanță străină în ochi sau un corp străin în ochi? E ceva ce putem să facem până când ajungem la spital? În 99% dintre cazuri merge să speli copilul cu apă din abundență. Zic 99% pentru că mai sunt anumite substanțe, cum ar fi varul nestins, care se folosea, praful care se folosea înainte, peste care dacă pui apă, din păcate există o reacție chimică care mai departe va duce la arsura suprafeței ochiului, dar ceea ce găsim uzual într-o gospodărie din ziua de astăzi, de obicei merge spălat cu apă. Am avut la un moment dat un copilaș în jur de 2 ani, pe la 2 ani avea vârsta, care și-a spart o pernuță de detergent lichid în mână. S-a jucat cu ea, era cu mâna udă, a spart-o și a împroșcat unul dintre ochi. În momentul în care mi-a scris mama, m-a sunat, nu mai mi-aduc aminte exact care a fost situația, dar oricum când am aflat treaba asta, am zis acum stai cu copilul 10 minute sub duș, chiar dacă se întâmplă să fie sub influența încă a ceea ce s-a întâmplat și să plângă, să nu să protesteze, încerci să speli cât de mult se poate. De-abia după această etapă, deci după ce ai reușit să speli cu apă din abundență continuă, nu mai stai cu ser fiziologic, o picătură, două, nu, la chiuvetă sau în cadă. Abia după aceea poți să evaluezi care este starea. Un ochi în suferință este un ochi care doare. Suprafața anterioară a ochiului doare foarte tare în momentul în care se zgârie. Este un ochi roșu, este un ochi lacrimos care nu suportă durerea. Copilul este apatic, plânge, stă cu ochii închiși, se ferește de lumină. Acestea sunt semnele prin care noi ne dăm seama că trebuie mers și mai departe. Ok, dacă după ce curățăm ochiul cu apă din abundență, vedem că copilul nu prezintă un disconfort vizibil și nu vedem o afectare la nivelul conjunctivei sau a globului ocular, este ok să rămânem cu el acasă sau este totuși mai sigur să ne ducem la urgență chiar și în acea situație? Putem rămâne cu el pentru a nu expune copilul la un mediu de spital fără inutil, fără să existe aceste semne, dar urmăriți, pentru că de cele mai multe ori, cred că aș zice spre 90% dintre cazuri, copilul face o
conjunctivită urmare acestei expuneri. Practic, la nivelul suprafeței ochiului se secretă niște substanțe în plus, copilul pune mâna foarte des la ochiul respectiv și invariabil, după ce și-a tras un parfum în ochi sau și-a spart vreo pernuță de detergent în ochi, a doua zi se trezește cu secreții. Bun, deci putem să nu mergem la urgență, dar e o idee bună să sunăm la un cabinet de oftalmologie, exact, și să facem o programare. Da. Just in case, să fim pentru orice eventualitate, pentru ziua următoare. E bine de știut că cei mici au o capacitate fascinantă de vindecare și probabil așa cum se întâmplă și la nivelul pielii, și ochiul se vindecă foarte ușor. Băiețelul despre care ți-am povestit, în câteva zile, maxim o săptămână, sub tratament corespunzător, nu mai avea aproape nimic la nivelul ochiului și în ziua de astăzi e bine mersi, n-are nicio treabă. Adică rănile au fost suficient de superficiale încât să nu creeze decât o iritație și ușor, ușor, pe măsură ce celulele s-au regenerat, au înlocuit țesutul mort și a fost totul în regulă. Bun. Deci am înțeles care este partea aceasta de urgență oftalmologice. Spune-mi puțin, că tot mi-ai zis de conjunctivite și de afecțiuni din acestea ale ploapei. Când sunt ele urgență medicală și trebuie să ajung cu copilul de urgență la spitalul de oftalmologie? Cum trebuie să arate un ochi care nu a intrat nimic sau eu nu știu că a intrat nimic în el, dar totuși văd o afectare pe conjunctivă? Aici putem să încercăm să găsim o programare la un cabinet de oftalmologie obișnuit. Nu este obligatoriu să mergi cu copilul la camera de gardă. Bineînțeles, dacă vorbim de weekenduri sau sărbători legale, când lucrul ăsta este limitat, poți să te adresezi și către camera de gardă. În general, lucrurile nu debutează niciodată așa, dintr-o dată violent, să te trezești cu copilul că este cu ochiul roșu. Majoritatea pacienților care vin în cabinetele noastre și ale colegilor mei oftalmologi au numerele noastre de telefon și atunci pot să strice o întrebare, mai întâi să întrebe oare ce pot să fac. Igiena este foarte importantă, deci dacă te-ai trezit cu copilul de dimineață și el este cu un ochi roșu plin de secreții, în primul și în primul rând îi faci o fotografie ca să vezi cum era la momentul respectiv, după care te bași cu el la baie, la duș. I-ai făcut igiena zonei cu ce ai în casă, cu ser, cu compresă, cu dischete de machiante, cu apă plată, dacă nu ai ser este ok, cu apă călduță, dacă este dintr-o sursă sigură, faci această igienă și după aceea evaluezi care este starea. Dacă într-o jumătate de oră colectează iarăși ochiul este plin de puroi, atunci clar va fi de tratament, de dat tratament. Dacă trec 3-4 ore și încă nu se adună o secreție acolo, probabil că o poate duce pe picioarele lui, cum se zice. Este foarte important să facem igiena nasului în paralel. Există, cum spuneam și în episodul trecut, o comunicare naturală între ochi și nas. Practic, lacrimile se scurg pe suprafața ochiului și ajung în interiorul nasului. Și dacă nu faci o igienă corectă la nivelul nasului, poți să ai surpriza că am mucișorii, secrețiile din nas să urce la nivelul ochilor și să pornești o conjunctivită din partea cealaltă, din gât. Avem mult. Spune-mi des, are așa de mulți muci că eu ieși și prin ochi. Avem o grămadă. Bun, zi-mi puțin, că tot vorbim de afecțiunea acestea ale conjunctivei, cât de contagioase sunt? Pentru că iarăși este o problemă legată de accesul în grădiniță, dusul la școală. Avem voie să ducem în grădiniță sau la școală, și mai ales în grădiniță, unde vorbim și de dormit acolo și de tot, un copil cu afectări conjunctivale? Foarte des se întâmplă ca o gâlică mică, de câteva luni, un an de zile, să dea mai departe către toată familia. Am avut bebeluși care au infectat pe mama, tata, bunica, bona, fratele mai mare, sora mai mică și așa mai departe. Adică se întâmplă foarte des ca o familie întreagă să înceapă să aibă aceste simptome și le au pe rând, nu le au toți în același timp. Îmi scriu pacienții care vin la mine pentru afecțiunile acestea acute, de obicei primesc de la mine indicația peste 3-4 zile, îmi dați un feedback, cum sunteți, mai faceți niște poze, îmi dați o poză la raportul medical, să văd care este stadiul acum față de ce am notat eu în raportul medical. Și adesea îmi spun, copilul acesta nu mai are nimic, dar a făcut fratele sau a făcut tatăl sau a luat bunica sau avem o petrecere în weekend, putem să mergem sau nu. Atâta timp cât copilul este fără secreții active, adică l-ai șters acum și 4-5 ore nu mai are nimic la ochișori, se consideră că nu este contagios.
Dacă el are secreții active și crezi că la grădiniță nu are cine să-i pună tratamentul, cel mai înțelept ar fi să nu fie dus. Și eu le spun adesea mămicilor, măcar 2-3 zile la începutul episodului, țineți-l acasă pentru a putea administra tratamentul corect. De obicei, la început dăm picături de 5-6 ori pe zi. Ca să poți să pui de 5-6 ori pe zi, nu prea poți să ai pretenția de la asistenta sau îngrijitoarea de la grădiniță să-i pună de 5-6 ori pe zi. Ce se întâmplă dacă întârziem un tratament pe o conjunctivită? Nu reușim, uite, și aici chiar aș vrea să spun, și ce faci când copilul nu cooperează? Ce opțiune ai? Că știi să-i pui de 5-6 ori pe zi picături noi când e copil de 3-4 ani? Întotdeauna le spun părinților și le dau acest exemplu că e o corvoadă să faci un tratament corect așa cum trebuie, și atunci pentru a avea parte de înțelegerea lor și pentru a avea parte de colaborarea lor pentru această etapă care nu este una plăcută întotdeauna, atât eu în cabinet când am de instilat picături în timpul consultului, cât și părintele acasă, poate să facă treaba asta cu copilul punându-l să închidă ochișorii. Și le spun că mai bine pun picătura cu ochiul închis în unghiul intern aici între pătrunde ochiul cu zona nasului, mai bine pun așa, fără să tragă copilul de pleoape și să aibă parte de colaborarea lui de 5-6 ori pe zi, eventual mai prind încă o administrare în timpul somnului de prânz, încă vreo două peste noapte. În felul acesta ai parte de colaborarea copilului. Dacă tu îl ții sau bunica îl ține tata de picioare, bunica de cap, atunci și copilul plânge, picătura va fi diluată și nici nu va avea efect. Îl pui degeaba. Știi ce făceam eu? Îmi spui dacă e corect. Nu puneam picături, dar aveam cremă oftalmică și spălam bine mâinile și dădeam un colț intern al ochiului și apoi și îndesat singură. Spălam bine mâinile și începeau să se frece așa și își băgau. Asta a fost, atât am putut. Adică într-o situație de genul, dar nu m-am gândit niciodată să le pun picături cu ochii închiși. Da, e o variantă și asta. Există și varianta, că mă întreabă și mămicile adesea dacă e ok să pună cremă, unguenta oftalmologic. Le spun că este oftalmic, le spun că este ok, dar și acela trebuie pus tot în interiorul ochiului, trebuie îndesat în pleoapă. Mm-hmm. Și eu personal am avut mai multă înțelegere din partea copilului și de multe ori le explic eu însă în cabinet. Uite, o să-i dau acasă mamei o apă magică cu care o să-ți facă ochișorii bine, o să plece ariciul de acolo. În general, copiii au arici în ochi care îi supără sau iepuraș care îi gâdilă, care și de aia se scarpină la ochișori, și atunci în felul acesta copilul înțelege. Stai întins pe pătuți cu ochii închiși, vine mami, pune o picăturică aici și una dincoace. Tu nu clipești, nu te trage de pleoape, stai liniștit acolo un minuțel sau câteva secunde, cât intră. Și intră, dacă stau cu ochii relaxați, intră. Am vorbit despre conjunctivite și aș vrea să ne spui și ce alte patologii ale pleoapelor putem să mai avem atunci când vorbim de copii. Se întâmplă foarte des să am copii în cabinet cărora nu prea le place apa și eu îi întreb, te speli pe ochi? Este una dintre cele mai frecvente întrebări. Părinții atunci au așa un moment de aleluia, în sfârșit îi mai zice cineva câte ceva. Foarte mulți copii aleg să se spele așa un pic, dau cu apă pe față, eventual poate așa un pic așa ca pisica cu laba, cum se mai zice. Dar din păcate sunt unii copii, nu toți, dar sunt mulți, care fabrică, au această capacitate ochișorilor de a fabrica niște substanțe un pic mai viscoase, un film lacrimal mai gras, mai plin de, mai încărcat de substanțe, care rămân prinse la rădăcina firului de păr, adică la rădăcina genelor. Și când te uiți la copil, dacă el se privește în jos, o să vezi că la baza firului de păr există ca un fel de mătreață, ca un fel de scoame, ca un fel de cojițe. Acele coji, când se usucă, intră în interiorul ochiului și îi determină apariția unei conjunctivite alergice, de natură alergică, adică o iritație. Nu este o bacterie sau un virus care a dus la acea conjunctivită, ci este doar o iritație la ceva, la un factor mecanic. Trebuie să învățăm copilul acela să se spele pe ochi mult, mult mai bine. Și avem, Doamne ajută, o grămadă de variante. Se poate spăla se poate curăța cu șervețele, cu gel pus pe o dischetă de machiantă, cu șampon special pentru zona ochilor care nu ustură. Totul este să folosească un
una dintre aceste formule și când, foarte important, când acele cojițe se văd, sunt vizibile cu ochiul liber, trebuie făcută acea metodă în fiecare zi. Când ele nu există, pentru că afecțiunea blefarită se numește, fiind una cronică, atunci când ele nu există, tu te aștepți ca totuși să se formeze în spate și trebuie să faci această rutină măcar o dată pe săptămână, dacă nu chiar de două ori pe săptămână, să fie acolo așa de backup. Ok, ți-a spus dacă am înțeles bine, avem conjunctivite și acestea sunt de cauză virală sau bacteriană, uh-huh, și avem blefarite, uh-huh, care sunt date de fapt de impurități care ar putea, exact, să ajungă la nivelul ochiului și se manifestă asemănător, uh-huh, relativ cu o conjunctivită, doar că punctul de plecare este altul și aici, exact, tratamentul e de fapt o igienă mai riguroasă la nivelul ochiului. O igienă, uneori putem să asociem și unguente cu un rol, cu un pic de cortizon în ele, care au un rol antiinflamator, scad inflamația, pentru că adesea ploapele sunt umflate, sunt roșii, dor, uh-huh, e o senzație de ploape grele acolo, adică ăsta este rolul unguentului. Ok, bun. Deci încă un motiv să ajungem la oftalmolog ca să avem un diagnostic corect, pentru că ne putem trezi că avem o blefarită pe care o tratăm cu o grămadă de picături cu antibiotic, uh-huh, la întâmplare și lucrurile să nu meargă bine, pentru că de fapt nu e aceea cauza. Și se pot și complica, din păcate, adică un copil cu blefarită în general asociază șalazioane, uh-huh, sunt afecțiuni cronice tot așa ale glandelor din interiorul glandelor din interiorul ploapelor. Avem în interiorul ploapelor cam 30-40 de glande pe fiecare ploapă în parte, dispuse așa paralel ca soldăței una lângă alta. Acele glande știu să secrete o substanță grasă care ar trebui să intre în mod normal în compoziția filmului lacrimal, numai că sunt cazuri în care grăsimea aceea este atât de densă, de închegată, exact, și rămâne prinsă la rădăcina firului de păr. Și dacă nu ești atent și se înfundă o glandă, pentru că se poate întâmpla să se înfunde, ea secretă în continuare substanțe, doar că acea secreție rămâne în interiorul ploapei, nu mai curge pe suprafața ochiului. Și te trezești cu o gâlmiță. Mi-a apărut o bubiță. Nu mă doare, nu, doar că tot crește, până când la un moment dat trebuie să faci ceva cu ea ca să poți să o scoți de acolo. Și ce faci cu ea ca să o scoți de acolo? Ideal ar fi să o prinzi la momentul la care începe să se dezvolte. Doamne ajută, în unele cazuri începe cu o ploapă roșie umflată și părintele se alarmează, dar uneori nu vede decât când închide copilul ochiul, că se vede exact ca o bobiță de mazăre așa băgată pe sub ploapă. E tardiv să-i dai tratament după ce ea deja s-a închistat. Atunci de obicei se face excizie chirurgicală. Dar de obicei la copil reușim să mai dăm înapoi dacă părintele are răbdare, neavând nicio implicație din punct de vedere oftalmologic, adică nu doare, nu dă afecțiunea ale vederii, nu este contagios, poate să lase în pace câteva luni de zile și de obicei dispar de la sine în momentul ăsta. Deci are mai degrabă un impact estetic, uh-huh, decât un impact medical. Foarte rar se întâmplă să aibă și un impact funcțional prin ploapa care este comprimată și ajunge să apese pe suprafața ochiului și determină curbura. Vorbim aici la copii care au foarte des episoade de șalazion și apasă suprafața ochiului și ochiul efectiv se curbează, se alungește pe o anumită direcție și determină un viciu de refracție. Bun, și am înțeles bine, șalazionul în general este o complicație a blefaritei. Da, de cele deci mai cumva vine o blefarită pe care nu o tratăm, uh-huh, corespunzător și apoi ne, da, putem trezi cu acest șalazion. Bun, deci am vorbit despre conjunctivite, blefarite și complicațiile în caz de blefarite. Acum că am terminat cu partea de piele și de afecțiunea, uh-huh, ale ploapei și tot, spune-ne puțin despre viciile de refracție. Ce avem, care sunt, cum le identificăm și ce putem face pentru fiecare în parte. E foarte important să știm că un copil care provine dintr-o familie unde există multiple cazuri de ochelari din copilărie, asta este una dintre primele întrebări pe care eu o adresez părintelui, dacă au în familie cazuri de purtător de ochelari din copilărie, este foarte probabil ca și el să moștenească treaba asta. Pe de altă parte, dacă în familia respectivă nu a existat nimeni care să aibă ceva, copilul nu este obligatoriu să fie bine, din păcate, și am avut cazuri multe în care copilul era cu dioptrii mari și niciunul din familie nu avea absolut nimic. Bun, deci avem impactul acesta genetic, factorul, uh-huh, genetic.
dacă avem cazuri, că am vorbit în celălalt episod și am vorbit de faptul că dacă nu sunt cazuri în familie, recomandăm un consult oftalmologic între 6 luni și un an. În cazul în care există patologie în familie, există această componentă genetică, venim mai repede către oftalmolog? În general nu recomandăm consultul înainte de 6 luni pentru partea asta de vicii de refracție. De ce? Pentru că acestea sunt lucruri pe care sunt într-o dinamică atât de mare până la un 3-4 ani de viață, încât ne așteptăm ca un copil pe care l-am măsurat astăzi la 6 luni și are un cilindru de 3, îți dau un exemplu, peste alte 6 luni să constatăm că de fapt dioptria este poate la jumătate sau chiar mai mică decât era, mai mică decât jumătate. Sunt foarte în dinamică, dar tu trebuie să prinzi această dinamică. Sunt cazuri în care dioptriile cresc, dioptriile scad sau stagnează și te interesează dinamica lor ca să știi la ce să te aștepți pe viitor. Se întâmplă foarte rar să dăm ochelari la vârste atât de mici, dar dăm pentru strabisme în general, în momentul în care există alinieri greșite ale ochilor, mai ales în cele în strabismul convergent, când un ochi privește drept și celălalt se duce spre nas. Asta de obicei este legată de o dioptrie de plus, de hipermetropie, cum îi spunem noi. Și mai sunt cazuri în care avem diferențe foarte mari între cei doi ochi. Dacă un ochi are dioptrie aproape de 0 sau în jur de 0 și celălalt ochi are o dioptrie mare, plus 4, plus 5, această diferență între cei doi ochi poate să creeze în timp un dezechilibru și la creier să ajungă informație greșită, mult greșită de la ochiul cu dioptrie mare și ochiul acela să fie leneș în timp. Adică, deși am pune o pereche de ochelari mai târziu în viața copilului, acel ochi nu mai reușește să mai transfere informație la creier. Practic, acesta este cazul în care noi dăm ochelari chiar și la vârste micuțe. În rest, chemăm copilul la 6 luni, constatăm că are cilindru de 3, îl scriem în foaie, spunem părintelui să ne vedem peste 6 luni și constatăm care e dinamica, ce vrea să facă ochiul ăla de la mama natură. Dioptriile se schimbă, asta și pentru că ochiul crește, da. Forma capului se schimbă și atunci și modul în care lumina pătrunde se schimbă. Putem să facem diferența dacă ajungem la vârste mici, putem să prevenim, nu știu, o miopie forte sau putem un strabism să-l corectăm dacă ajungem la vârste mai mici și am pierdut această etapă dacă facem primul consult, nu știu, la 7 ani. Miopia forte apare de obicei undeva în jurul vârstei de 3, 5, 7 ani, adică vorbim de o miopie a școlarului introdusă un pic mai devreme în viața copilului. Nu se întâmplă să apară întotdeauna la o vârstă foarte, foarte mică, adică e posibil să fie copilul bine la 6 luni, 12 luni de viață, dar putem să avem o estimare. Are o dioptrie mică pentru vârsta lui, atenție, petreceți mult timp afară în aer liber, stați 3-4 ore pe zi afară, nu le expuneți la ecrane, nu-i dați cărți aproape, lăsați-le în poală, controlați nivelul de vitamina D, pentru că și acela are un impact la nivelul, apropo, se corelează cu miopia. Făcând lucrurile astea, putem să anticipăm că acel copil va face miopie, încercăm să întârziem cât putem de mult apariția ei. După care, când apare, pentru că asta este unele cazuri, nu ai ce să faci decât să constați că își face natura treaba, există posibilitatea să prescriem ochelari speciali care stopează evoluția miopiei. Sunt lentile speciale care creează un efect, lentile de ochelari sau lentile de contact, care creează un efect pe suprafața anterioară a ochiului, astfel încât în spate retina să simtă că nu mai trebuie să mai crească. Ochiul nu mai trebuie să mai crească. Asta este ceea ce se întâmplă la miopie. La strabisme, din fericire, ochiul fuge și părintele vine imediat pentru că se alarmează. Și asta este un lucru foarte important pentru că tu trebuie să te apuci să-i dai ochelari cât de repede se poate. Ok, deci clar este esențial să ajungem la vârstă mică, să vedem, să învățăm, să prevenim atât cât putem noi. Asta nu înseamnă că putem să garantăm lipsa ochelarilor pe parcursul vieții. Dar poate să fie mult mai bine decât dacă ajungem mai târziu. Bun, îți mulțumesc mult de tot, Roxana, că ai fost azi alături de mine. Cu mare drag, mulțumesc și eu. Eu vă invit să urmăriți și celălalt episod pe care l-am alături de Roxana, unde discutăm despre partea de fiziologie, de ceea ce este normal și cum îngrijim firesc ochiul copilului. Și vă aștept și la alte episoade ABC de Pedia.